Entonces continuamos con fórmula de cálculo para escutar las piezas. Adică vom continua tot cu data asta a treia formulă, formula A plus B pe lângă A minus B, care este A la a doua minus B la a doua, sau A minus B pe lângă A plus B. Am, dragilor, am clienți, dacă voi vă atrag atenția asupra unui greșel care am văzut că se întâmplă și nu vreau să fiți printre cei care o fac. Formula dată și A minus B pe lângă A plus B egal cu A la a doua minus B la a doua și A plus B pe lângă A minus B face tot A la a doua minus B la a doua. Ei, o parte dintre copii, nu știu de ce, cred că dacă formula începe cu A plus B, ei aici pun A la a doua plus B la a doua. Și în fapt formula A la a doua plus B la a doua. Nu. Orică este A plus B pe lângă A minus B, orică este A minus B pe lângă A plus B, întotdeauna formula este cu A la a doua minus B la a doua. Da? Mai mult chiar. O să atrag atenția și am să pun observație din cauza aceasta. Pe această lecție am să fac observația că A la a doua plus B la a doua nu are formulă. Nu puneți nicio formulă pe A la a doua plus B. Deci în clasa 10 veți face o formulă pentru A la a doua plus B la a doua, care de fapt e tot la asta de aici, numai că este mata altfel. Deci, în clasa 7 până în clasa 10 nu aveți formulă pentru A la a doua plus B la a doua. Am înțeles? Da. Nu îmi puneți nicio formulă. Sunt care îmi pun tot formulă de descompunere. A plus B pe lângă A minus B. Alții îmi pun A plus B tot pe A doua. Nu. E nu inventați voi formulă. Ok? E greșit. Da. A la a doua plus B la a doua nu are formulă. Da? Și cu asta o facem în timpul lecției, o să punem chiar această. Pentru început însă să facem o mică recapitulare cunoștințe anterioare. Să vedem din ce am discutat până acum. Aici am ajutat și voi. Și pentru început, ia să zicem câteva formule algebrice. Ia să vedem. Pentru dacă am așa ax la puterea n plus bx tot la puterea n. Cum aș face? Ha? Îl adun pe a cu b în paranteze x la puterea n. Da? Deci când avem același grad la puterea n pentru x, pentru necunoscută, se adună coeficienții a și b. Da? Dar dacă ar fi ax la n minus bx la n, cum aș face? A minus b. Așa, în paranteză, a minus b totul ori x la puterea m. Dar dacă aș avea ax la m plus bx la n, cum i-aș aduna? Așa, nu se adună. Am clienți la adunare care vrea să-i adune, am oferte speciale. De nota 2. Nu se adună, dacă vreți un 2 garantat, adunați. Da? Bun. Dar dacă aș avea așa, ax la m ori bx la n, a? Ce ziceți? Aici merge, nu? A ori B, A ori B, X și, da, M plus M. Așa. Păi să vreau să spun asta trebuie. Deci ei se înmulțesc, nu se adună, nu se scapă. Eu vreau să zic A plus B. Dar dacă ar fi AX la M împărțit la un BX la N. Am împărțit. Așa, egal cu A împărțit la B. Pe lângă x. X la n. Bun. Dar dacă ar fi așa.
A, X la M, totul la puterea M. A, X la M. A la M. X la M, o M. Bun. Dar dacă am așa, A plus B, totul la puterea 2. A la 2 plus B la 2 plus a la 2 ori AB plus 2AB plus B la 2. Da, eu fac mai întâi. A la 2 plus B la 2 plus 2AB. Nu, așa vreau. A la 2 plus B. Sigur. Dar oricum adunarea comutativă de chi? A la 2 minus 2AB. A minus B totul la 2. A la 2. A la 2 minus 2AB plus B la 2. Hai să mai aducem aminte și de pe la radical. Cât e a radical din b totul la 2? A la 2 ori b. A la 2 ori b. Da. Dar dacă aș avea radical din a totul la 2? A. A. Dacă e radical din a la 2? Radical din a la 2 cu b sub radical, o să-i mă dubia. Da? Dar dacă e 2 în afară radicală, e doar asta. Deja o e pozitiv. Deci, atât de rapid, am adus aminte că am formule care le-am folosit. Hai să vedem și vreo 2-3 exemple. Să zicem exemple. Deci, dacă am 2x la 3-a plus 3x la 2-a, 2 plus 3, da. Nu, 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 nu se adună. Nu se adună, nu se scad când sunt grade diferite, da? Dar dacă ar fi 2x la 3-a ori 3x la 2-a 2 ori 3 plus 2 x la 3 plus 2 face direct, 2 ori 3, 6 x la 5. Dar dacă ar fi 0,1 x la 4-a ori 0,2 x la 3-a. 0,1, nu, 0,2. Mă ținem pe 1 cu 2 ca numeri naturale, da? Ca să ne fac. 1, 2, 2 și am o zecimală, cu o zecimală, două zecimale. La 2 face cu două zecimale. 0,02 x la 7-a. Dar dacă ar fi 74,35 x la 6 de împărțit la 10 x la 4. 0,1x la a doua, totul la a treia. 0,1 la a treia, x la a șasea. 0,001. Păi am o zecimală. A, nu, 0,001. Corect. Deci vreau 0,1. Ori 0,1, 0,1. Și fac înmulțirea ca numele naturale. 1 ori 1 ori 1. 1 ori 1 ori 1, vine 1. Și vreau la cei trei factori, la toți factorii, zecimale totale. Am o zecimală cu încă una, cu încă una. La unul mi-l faci și cu trei zecimale. Pui 0 ori față, până înțeles trei zecimale. Și zicem 0,001 x la 6. Bun. Dar dacă ar fi... Dar dacă n-ar fi... 2x plus 3y, totul la a doua. Vreau de dată răspuns. 2x la a doua plus... 2x totul la a doua, cât e? 4x la 2. Ah, deodată răspuns. Da. Acum x, y. 2 ori 2, 4 ori 3, 12. 12 x, y. Plus? 9x la 2. Da? Aici mă uit mai mult la dar și la Mihai. Calcul rapid. Dar să mă și la fel. Dar dacă aș avea așa. Și aici Valeria îmi dă răspunsul. 4 x minus y totul la a doua. 13 x la a doua minus 8 x y. Minus 8 x y. Plus y.
calcul de la 4, da? Deci forțăm de la 4x totul la 2, f cut 6x la 2. Minus, 2 ori 4 x ori y, f cut ori x, da? Nu, neapărat. Da. De ce? Dar poate la examenul zic că, dar de unde ți-a ieșit asta? Trebuia să faci dreptate. Păi asta zic. Păi zic. Păi da, și de asta ajungem cu clasa 8-a. Și de asta sunt o grămadă de copii care nu recunosesc compunerile. Dacă nu pot să-mi formula, nu ne ies compunerile, nu ne ies în următoare de zi. Dacă zice, prefer, uite, iau pe răspunderea mea. Dacă mă întreabă, zici mame, dar eu am văzut calcul rapid, da? Nu-mi mie plăcerea asta și tot calculul meu. Că știu de ce. Cine nu forțează... Eu nu mă reușesc. Tu nu te-ai respai la altă mătire, că nu vrei calcul rapid? Tot așa, te răspundeam. Dar eu cred că te o să spun numai. Ce se întâmplă? Cheia calculului rapid aici, să x-ul de la descompunere. Când o să ai 4 x la 2 minus 4 x plus 1, o să-ți iasă de prima. 2x minus 1 totul la 2. Altfel, dacă nu, o să stăm și în clasa 8. Cine face calculul rapid, descompunere se... De asta vă forțez. Nu forțez că hai să învăț formula, nu? Vă forțez că hai să... Dacă nu vă iese calculativ, mai fac la descompunere și nu știu. Nu vă iese calculativ, nu mi-e mai jucat. Eu v-am mai zis, dragi. Bun. Și, bineînțeles, să ne mai aducem aminte, ne trebuie tot aminte de astăzi. Raționalizări. Până acum mi-am făcut două tipuri de raționalizări. Ia să vedem, deci raționalizări. Astăzi o să mai facem un tip de raționalizări. Până acum ați lucrat două tipuri de raționalizări, și anume raționalizări tipul 1 supra radical din A, când se amplifica cu cine? Cu radical din A și ieșea cât? Radical din A supra A. Ați mai făcut și raționalizarea tipul 1 supra A radical din B, în care se raționaliza cu cât? A radical. Nu, cu doar cu radical din B. Radical din B supra A ori B. Da? Și ia să facem rapid două, trei tipuri de raționalizare. Să zicem, nu neapărat prin amplificare, s-ar putea să vă iasă și la simplificări. De exemplu, dacă avem radical din 3 supra 2 radical din 5. Cum putem amplifica? Radical din 5. Cu radical din 5, da. Și bine, radical din 5 ori radical din 3, adică radical din 15 supra 2 ori 5. 10. Adică radical din 5 pe 10. Da? Sau, puteți avea un exercițiu tipul 4 radical din 3 supra radical din 2. Amplificăm cu radical din 2. Cu radical din 2 și vine cât? 4 radical din 4 radical din 6 supra 2. Simplificăm 4 cu 2 și vine 2 radical din 6. Sau, dacă avem, de exemplu, putem face și cu radical din 15 supra 2 radical din 3. Nu are sens să mai amplificăm cu radical din 3. Simplificăm cu radical din 3, pe radical din 15 și radical din 3. Aici ne rămâne radical din 5. Aici rămâne 2 și ne radical din 5. Dacă puteți să scăpați de toată prin simplificare, fără mine. Da? Se văd? Cam asta am făcut până acum, da? Și legat de radical și de calcul algebric. Ați acum să punem al doilea punct al lecției, formula de calcul A plus B, ziceam. Formula de calcul respectat. A minus B pe lângă A plus B egal cu A la 2 A minus B la 2 sau A plus B pe lângă A minus B tot A la 2 A minus B la 2. Am pus pe amândouă formele.
Haideți să arătăm această formulă. Deci, A plus B pe lângă A minus B. Și astăzi, acasă arunca, mai am copii care atunci când fac A plus B pe lângă A minus B, nu văd formula, ci o demonstrează. Cum se demonstrează formula? Pur și simplu venim cu calcul. Calcul fiecare cu fiecare. A se mulțește cu A, mă duc la A, îl mulțesc cu B, mă întorc la B, îl mulțesc cu A, mă întorc la B, îl mulțesc cu B. Și zice, A ori A, cât face? A la 2. A ori minus B-ul de aici? Minus AB. B ori A? AB. Tot AB, dar cu plus. Plus AB și plus B ori minus B. B la 2. Minus B la 2. Nu vreau să aud. Pentru B ori B, vedeți? B la 2. Nu, B plus B. E cu dedicație. Da? Și bineînțeles că se reduce minus AB cu plus AB. Și este A la 2 minus pe A. Nu are sens o demonstrez. Perfect. Nu vreau să ajungem în clasa 8-a, în care copiii încă, atunci când văd A plus B pe lângă A minus B, desfac frumos parantezele și descoperă în final, după ce calculează, că puteau să zică direct A la 2 minus B. Da? La fel, și dacă am A minus B pe lângă A plus B. A, facem tot A ori A, ca să demonstrăm, dar nu ca să reținem. Facem pe urmă A ori B, ne întoarcem la B, îl mulțim cu A, ne întoarcem la B, îl mulțim cu B. Și vine A, la A ori A, A la a doua, plus AB, minus BA, care tot AB. Și acum, Denis, cât face minus B ori B? A la sigur? Minus B la minus B la mai râd de așa, pentru că tocmai am avut un client la clasa 8 care a greșit la evaluare la sinus 30 de grade, sau face și lucru, în care sinus 30 de grade face la distanță pe 2, nu face pe 2. Deci, eu v-am zis, vreau să ieșim din a 7-a foarte bine, în care lucrurile astea să fie bine. De ce înseamnă sinus? O să facem lucruri. Pe astea și lucruri în sfârșit. Cu fizică, dar eu cu fizică... Atât au pus o spre potență. Atât au pus o spre potență. Sunt 30, eu o să fac. Bun. Deci iată că, indiferent cum iau termenii, am o sumă de două numere și mulțesc cu diferența lor. Am diferențe de numere și mulțesc cu suma lor. Întotdeauna formula este A la 2 minus B. Da? Deci aceasta este formula. Și zicem observație. A plus B pe lângă A minus B egal cu A minus B pe lângă A plus B și egal cu A la 2 minus B. Indiferent cum o aplici, să-ți iasă A la 2 minus B la 2. Și am zis că facem imediat o observație, pentru că nu vreau să mai am clienți care să-mi pună formulă pe A la 2 plus B la 2 și zicem pentru A la 2 plus B la 2 nu se aplică formule. Nu se aplică formule. În paranteză, până în clasa 10. Nu vreau să văd nicio formulă pentru A la 2 plus B la 2. De care e formulă din clasa 10? Lasă-o. Până în clasa 10. Nu pot să vă explic. E grea? Nu e grea. E tot formula lui A la 2 plus B la 2, un pic modificat. Cum e modificat? Deci nu mai existat. Nu, sunt curioși. O să facem, de exemplu, o formulă pentru X la 4 cu sumă, da? Quantificii. Nu va fi cazul. Dar A la 2 plus B la 2 rețineți că nu avem formulă. Nu facem noi formule. Da? Dacă ați spus vreo formulă, sigur ați greșit. Da?
Deci să nu vă spun. Și dacă descoperim vreo formulă. Las-o pe aia, că avem destul de descoperit, nu formulă. Dar dacă descoperim. Acolo descoperim, dar nu mai aici. Nu descoperim acum America. America este deja descoperită. De acum 400 și ceva de ani. Da? Are sens ca să descoperim. Sunt alte locuri în care mult mai interesante. Bun. Ziceți că ați interes, da? Dacă zicem că am înțeles, ia să vă văd câteva exemple. Radical din 7 plus radical din 2, pe lângă radical din 7 minus radical din 2. 7 minus 2. Așa, el e radical din 7 la a doua. Dar ați fost să fac din prima. Să vă dovedeți că dă și mie, voi, da? Să spun formula. Adică 7 minus 2 și este 5, da? Corect. Așa e. Uite. 2x plus 3y pe lângă 2x minus 3y. Ok. 4x la a doua minus 9y la a doua. 4x la a doua minus 9y. Da, înțelegi? Așa îmi place. Adică 2x totul la a doua, da? Minus 3y totul la a doua, 2x totul la a doua, 4x la a doua, minus 9y la a doua. O complicăm și mai tare, da? Da. Radical din 2x la 3a minus radical din 3y la a doua. Sau, pe lângă, radical din 2x la 3a plus radical din 3y la a doua. Egal cu ce? Hai să o punem 2x la 3a la a doua. 2x la a. Cred că vine 4x la 6a minus... Deci vine așa. Radical din 2x la 3a totul la a doua minus radical din 3y la a doua totul la a doua. Da? Și acum, cât e radical din 2 la a doua? 2. Cât e x la 3a totul la a doua? Și zicem 2x la 6. Ne sunt 4. Da, 4. Ai început cu 2 și ai terminat cu 4. Minus 3y la? A 4. Întrebări? Băi, nu am înțeles, mă întorc și ne spune. Da? Napkins? L-am pierdut cu totul? Ia, atunci am complic și mai tare. Ia, ce te gândi? Faceți-mi mental. Da, că e complicat. 19 ori 21. Păi facem 40. Așa. No. 20 minus 1, pentru că 20 plus 1. 20 plus 1. Și el vine 20 la 2 înseamnă 400 minus 1, 390. Ce aproape. Da? Deci putem face mental. Ia, altul. A, 18 ori 22? 21 pentru 21. 398. 396. Minus 4. Da, e minus 4. Este scăzut doar. Bun, ia, fiți atenți. 53 ori 47. 50 plus 3 pe lângă 50 minus 3. Hai să vedem ceva cu 19. 19 la a doua cât a zis că face? 31.
Ia să vedem. 17/21. 17/21. 19-2 pe lângă 19+2. 19-2. 19 la 2 minus 2. 359. 359 minus 4. 357. 357. Da. Cât e 24 la 2? 36. La 26 la 2. 6. Ia să vedem 24 la 2. Faceți-mi un 23 ori 25. 24 minus 1 pe lângă 24 plus Punctul 3 a lecției. Astăzi, pe baza acestei formule, vom învăța și niște raționalizări. Și anume, un nou tip de raționalizare. Și zicem la punctul 3 a lecției, raționalizarea numitorilor de formă A radical din B plus minus C radical din D. Deci când avem numitori de această formă. Mai întâi, haideți să separăm niște lucruri. Dacă am radical din A plus radical din B și înmulțesc cu radical din A minus radical din B, cât o fi răspunsul? Exact. Devine radical din A la a doua, nu? Devine radical din A la a doua minus radical din B la a doua. Radical din A la a doua vine A, radical din B la a doua vine D, înseamnă că rezultatul face A minus D. Nu mai am radical la răspuns. Care-i scopul raționalizării? Să scap de radical. Asta înseamnă că dacă eu voi avea un numitor de forma radical din A plus radical din B, eu vă înmulțesc cu radical din A minus radical din B și scap de radical. Ce înseamnă asta? Aceste două numere, care se înmulțesc între ele și dispare radicalul, se numesc numere iraționale conjugate. Și zicem, prima observație, de fapt, definiție, numerele radical din A plus radical din B și radical din A minus radical din B se numesc numere iraționale conjugate. Se numesc numere iraționale conjugate. Ce proprietate au ele? Ele au proprietatea că înmulțite scăpăm de radical. Și atunci, ia să zicem, tot ca observație. Dacă avem un numărător de forma 1 supra radical din A plus radical din B, ca să amplific, să scap de radicalul de la numitor, voi amplifica cu conjugatul. Cu radical din A minus radical din B. Și atunci vine 1 ori cât e radical din A minus radical din B și revine radical din A minus radical din B supra, iar jos am formulă. E A plus B pe lângă radical din A plus radical din B ori radical din A minus radical din B. Când înseamnă radical din A la 2, adică A, minus radical din B la 2, adică B.
Da. Cât asta mai... Să când am văzut la rezonanță. Da, mai rog. Dacă vă le-ați făcut mai înainte... Și cum e, poate rezolva după? Da, imediat. Acum, aici am spus. Dar dacă aș avea unul supra-radical din A, minus radical unde? Am făcut medical din A plus medical. Amplificăm cu conjugatul cu radical din A plus radical din B. Și vine radical din A plus radical din B. Supra că? Tot supra A minus B. Să nu auzi pe unul când zice A plus B. Da? Totdeauna la numitor e diferență de pătrate. Bun. Și ziceam. Exemple. Ia fiți atenți. 2 supra radical din 5 minus radical din 3. Amplificăm cu radical din 5 plus radical din 3. Așa, amplificăm cu radical din 5 plus radical din 3. Bine. Nu desfac. O păstrez pe 2 ăsta în față. Să vedeți de ce. De radical din 5. 2 pe lângă radical din 5 plus radical din 3. Supra 2. Supra 2, exact, că vine 5, radical din 5 la a doua vine 5, minus 3, minus 3. Și vine 2. Și iată de ce îl păstrez în față. La 2 care îl păstrez în față s-a simplific. Mulți mulțesc pe 2 cu radical din 5 și 2 cu radical din 3. Nu, păstrați-o în față, după ce faceți căderea, vedeți dacă se simplifică, acum îl puteți opera. Și rămâne radical din 5 plus radical din 3. Dar cât e de radical din 3, radical din 6? Nu, nu, Dă cu 0, nu? Și în cazul ăsta este și 2 radical din 5 plus 2 radical din 3. Ar fi și supra 2, dar eu vreau 2 să păstrez și să simplifici. Da. Da. Deci pe ăsta îl păstrăm în față aici, ca factor. Îl păstrăm în față ca factor pentru că eventual după scădere îl putem simplifica. Da, fiți atenți. Și 5 supra radical de 7 plus radical de 2. Amplificăm cu radical de 7 minus. Așa, amplificăm cu conjugat. Radical de 7 minus 25. 25. 25. Radical de 7 minus radical de 2. Totul supra. Și vine 5 radical din 2. Așa, 5 radical din 2. Se cu 25. 5 radical din 7 minus... Ia, putem? Mai zi o dată? Mai zi o sumă pe anumitor pe acolo? Nu vreau sume, numai diferențe, da? Chiar dacă aveți suma aici, suma ori diferența, tot diferența e pe plată. Acum am făcut 7 plus 2. Eu ce v-am povestit? Nu vreau să aud un A plus B, nu vreau să aud formulita la 2 plus B la 2. Vreau să văd. Să ești câteodată? Văd că din nou. Nu. A, Denis, o făcut și apă. Deci, ai voie să găsești o doua oară. Prima dată. A doua oară. Pune în fișă. Deci, abia. Nu e prima oară când greșești. Acum. Dar nu sunt rău. Nici cu capitolului mai ai voie să greșești. Am ajuns la sfârșitul cu capitolului. Cam ce greșești. Da? Așa, pe la mijlocul capitolului mai mă mai vede așa, o greșeală, două la mea. Bun. Dar dacă aș avea numitor de forma A radical din B plus C radical din B, ia fiți atenți. Dacă ar fi A radical din B plus C radical din D, ăsta care ar fi conjugatul său? A radical din B minus C radical. Așa, fie A radical din B minus C radical din B. A radical din B sunt C. Așa. Și atunci când înmulțesc produsul cu diferența, ce îmi iese? Și vine AB minus CD. A la a doua B, adică A radical din B totul la a doua. Să scriem așa un pic mai. Minus C radical din D totul la a doua. Și A radical din B totul la a doua vine A la a doua ori B minus C la a doua ori D. Bun. Înseamnă că 1 supra A radical din B plus C radical din D, cu cât îl amplificați? A radical din B minus C radical din D. Cu A radical din B. Și vine A la a doua ori B minus... Vine A la numărătoare, vine A
A radical din D. Minus supra. Minus C radical din D. Nu, îl punem. Unu ori... Da, da. Supra. A la a doua. A la a doua ori B. Minus C la a doua ori A. Bineînțeles că exact la fel voi face și dacă aș avea 1 supra A radical din B. Dar nu trebuie să... C radical din D. Da, exact. Acum voi amplifica cu A radical din B plus C radical din B. Și vine A radical din B plus C radical din B, tot supra A la a doua. A radical din B totul la a doua. Minus C radical din B totul la a doua. Și ar vine A radical din B plus C radical din B supra A la a doua ori B minus C la a doua ori B. Da? Formula. Tot așa să scriem observație. Numerele observație. Numerele A radical din B plus C radical din D și A radical din B minus C radical din D se numesc numere iraționale conjugate. Și acum dăm ultima regulă și cu asta finalizăm. Nici în regulă. Expresiile de formă. Unu supra radical din A plus radical din B. Unu supra radical din A minus radical din B. Unu supra A radical din B plus C radical din D. Unu supra A radical din B minus C radical din D. Pentru a fi raționalizate, adică pentru a scăpa de radicalul denumitor, da? Pentru a fi raționalizate, amplificăm cu conjugatele denumitorului. Amplificăm. Cu conjugatele denumitorului. Pe asta am făcut-o. Da? O suntăm frumos, mare. Suntem cu Marco că se ia suficiente. Veți avea treabă cu ea până la facultate și bine. Dar la facultate se face matematică? Da. Sau doar la facultate de matematică? Nu. Tot se face matematică. Și eu am avut o pregătire cu cineva de mea, care era la sanitar. Și ei pe care matematică nu am multe de sanitar. Dar cu fel, după să te iei, deci, da. Și făceam niște chestii care în România cred că nici nu sunt posibile. Aveau analize de laborator și așezau analizele alea pe